Mă bucur să vă salut în această seară. Suntem încă în preajma acestei sărbători a învierii Domnului Iisus Hristos. Mă bucur, dragii mei, să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în această seară, aici la închinare. Și aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această seară ca și învățătură pentru fiecare dintre noi din cartea 1 Împărați, capitolul 13, cu versetul 1, citind Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea 1 Împărați, capitolul 13, cu versetul 1, este o experiență din viața unui om, în viața lui Ieroboam, și cuvântul Domnului spune astfel. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va înjunghia pe tine, pe preoții înălțimilor, care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde osemințe omenești. Și în aceeași zi a dat un semn, zicând, acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care rostise omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, prindeți-l. Și mâna pe care o întinse Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a mai putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. Amin. Dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună, spuneam în această seară. Eu de obicei nu prea am emoții când predic la noi la biserică. Dacă îmi vin la dumneavoastră, am emoții. Sunt foarte mulți dintre prieteni, cunoscuții mei care sunt aici și cu ei am contact și în timpul săptămânii. Eu nu credeți că fratele noi lui Sfântul Sfinților și trebuie să predic aici și să le dau sfaturi de aici. Măcar de aici stau în scaun și mă ascultă. Domnul să-i binecuvinteze. Am un sfat și pentru cei doi care vă pregătiți de nuntă. Să știți că nu o să iasă nunta perfectă. Le spun asta tuturor celor care se pregătesc de nuntă. Știm că vrem să iasă nunta perfectă și totul să fie perfect. Îmi venea în minte în timp ce erați aici și mă gândeam ce vă așteaptă în săptămâna asta. Îmi venea în minte o experiență. Doi tineri și-au pregătit în detaliu, foarte multe detalii la nuntă. Tortul, candy bar-ul, toate cele. Își făteau socotelele cât o să iasă. Și mireasa a avut o dorință să aibă porumbei la nuntă. Așa a fost dorința ei. Nu știu, 10 porumbei, o cușcă cu porumbei. Zi și făcut, au vorbit cu sora ei și nu știu de unde a făcut rost de o cușcă plină cu porumbei albi. I-au dus acasă, la sora ei, ca ea a doua zi să ducă la nuntă și eu știu, la un moment dat, din timpul ceremoniei, să dea drumul la porumbei și să fie momentul ăla frumos. Ei, numai că s-a întâmplat ceva, nepotul miresei, adică copilul sorei ei, în seara aia, curios, nevoie mare, să se joace cu porumbei, o deschis ușa și porumbei nu mai așteptat a doua zi să plece de la nuntă, o plecat în seara aia. Acum cum să anunțe pe mireasă? Să-i zică că nu mai sunt porumbei la nuntă. M-a anunțat, i-a spus, uite, s-a întâmplat. S-a stricat și s-a dus toată bucuria acelei mirese, pentru că porumbeii plecaseră cu o seară înainte. De aceea, sfat pentru voi, pregătiți-vă că n-au să fie toate perfect. Dar, spunem și ne-am rugat și fratele Eusebiu spunea, ne rugăm Domnul să vă binecuvinteze și așa cum iasă binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Amin? Dragii mei, în această seară am citit pasajul acesta și îmi doresc din expunerea, din Cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la o experiență de viață și să ne uităm la un om care a avut o șansă unică în Scriptură și în istorie. Dumnezeu a vrut ceva special cu omul acesta, cu Ieroboam. Suntem în Vechiul Testament, după moartea marelui înțelept și a celui mai înțelept, om de pe fața pământului, moare Solomon
și națiunea lui Israel trebuie să fie condusă pe mai departe. Roboam, copilul lui, Solomon, nu s-a calificat înaintea lui Dumnezeu pentru că era un om idolatru. Înțelegem asta din ultima parte a vieții lui Solomon. A fost un om care nu a căutat să conducă națiunea lui Israel în voia lui Dumnezeu. Și pentru aceasta spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a hotărât să împartă națiunea lui Israel în două. Două seminții să rămână sub conducerea lui Roboam, adică copilul lui Solomon, și alte 10 seminții să le dea altui conducător. Și acum, mare surpriză. Când Dumnezeu a spus că în Vechiul Testament, din scaunul lui David, va fi totdeauna unul care să conducă și va fi rege peste Israel. Iată, Dumnezeu ia o decizie și împarte națiunea lui Israel în două și dintr-o dată apar doi împărați, Roboam și Ieroboam, apropiate numele lor. Despre Roboam, spuneam, are un istoric, adică bunicul său David, tatăl său Solomon și era de așteptat ca să urmeze la tron și să conducă Israelul. Dumnezeu ia decizia aceasta și împarte națiunea. Și apare în scena istoriei, apare acest Ieroboam. Cine era acest Ieroboam? Citim cuvântul lui Dumnezeu și haideți să deschidem împreună, tot în Cartea Împăraților, ne spune, în capitolul 11 cu 26, și Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului, el era fiul lui Nabat, Efratitul, din Țerada și avea ca mamă pe o văduvă numită Țerua. Nu are un istoric impresionant. Asta nu ne spune mai nimic despre Ieroboam. Era slujitorul lui Solomon, avea o mamă văduvă, care se pare că s-a recăsătorit cu acest Țereda, și el era un simplu slujitor la casa lui Solomon. Era viteaz, era harnic, era serios și Solomon a pus ochii pe el, de aceea l-a pus, spune cuvântul Domnului, căci pe omul acesta l-a pus și i-a dat supraveghere peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. Era acolo un mic șef peste slujitori. Dar se întâmplă ceva și nu ne detaliază Sfânta Scriptură, acest băiat a ridicat mâna și a vrut, se pare, să-l ucidă pe Solomon. Mare curaj. Solomon nu era oricine, Solomon era un strateg foarte bun, Solomon era un politician foarte bun. În timpul vieții lui el n-a avut parte de niciun război, nu s-a luptat cu nimeni, că a știut să-și protejeze țara și n-a fost un om de conflict. Și iată, din interiorul lui îl găsim pe acest Ieroboam care a ridicat mâna împotriva lui Solomon. Trebuie să fie exilat, spune cuvântul mai departe, și acest Ieroboam fuge în Egipt până moare Solomon, pentru că altfel ar fi murit. Solomon l-ar fi pedepsit pentru acest curaj, această decizie neînțeleaptă. Moare Solomon, se întoarce înapoi în momentul când Roboam, fiul lui Solomon, avea să primească dreptul acesta de a împărăți peste Israel. Nu intru în aceste detalii. Dumnezeu face în așa fel încât, după o promisiune pe care Dumnezeu i-o face, în versetul 29 din capitolul 11, înainte să plece în Egipt, să fugă din Israel, Dumnezeu, printr-un profet, stă de vorbă cu Ieroboam și spune următoarele cuvinte. În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10
seminții. Profeție interesantă pentru un om fără istoric, fără un tată cu renume în Israel, fără o familie care să aibă, eu știu, greutate în această națiune, Dumnezeul alege pe băiatul acesta, pe Ieroboam, și spune: vreau să te fac rege, vreau să te pun împărat peste 10 dintre triburile lui Israel. După ceva vreme, spuneam, fuge în Egipt, se întoarce înapoi în Israel. Se întâmplă că națiunea lui Israel nu îl acceptă, așa orchestrează Dumnezeu lucrurile, nu îl acceptă pe deplin pe Ieroboam și îl cer să fie împărat acest Ieroboam și domnește la Ierusalim. După ce ajunge și se înscăunează, este acceptat de cele și se împlinește profeția profetului Ahia, se întâmplă în tocmai cum a spus Dumnezeu, el ajunge să fie rege în Israel peste 10 seminții. Și ajungem la pasajul din această seară. La un moment dat, spune cuvântul Domnului, căci acest Ieroboam, un nimeni mai ieri, trezit peste noapte rege în Israel, îl găsește prorocul, un tânăr proroc de data aceasta, fără nume, trimis de Dumnezeu, îl găsește în fața unui altar. La cine am așteptat? M-aș fi așteptat după această experiență Ieroboam să fie recunoscător și să fie la închinare, să fie cu Dumnezeu, cel care a făcut o minune și a schimbat traiectoria vieții lui. Dar iată ce se întâmplă. Ieroboam ia o decizie ciudată, am putea spune, în viața lui. După ce a ajuns rege și după ce s-a înscăunat la Ierusalim, spune cuvântul Domnului, a venit de acolo la Betel și a venit în mintea lui, s-a născut un gând. Eu nu mai vreau niciodată să mă întorc la viața de slugă și nu mai vreau niciodată să fiu rob. Ci aș vrea să rămân, întotdeauna dacă s-ar putea, aș vrea să rămân rege. Fain să fii rege. Fain să slujească alții. Fain să ai de toate. Eu nu mai vreau să părăsesc poziția asta. Și ia o decizie interesantă. Spune că Ieroboam a zis în inima sa, în capitolul 12 cu 26. De data aceasta stătea el cu el însuși de vorbă. În mintea lui s-a născut gândul acesta. De data aceasta nu mai era un sărac, nu mai era un nimeni în Israel, ci era regele peste cele 10 seminții. Și iată ce se naște în mintea lui. Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda. Și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Ce interesant! Dumnezeu te ia pe tine un nei ca nimeni din Israel, un copil orfan și te face rege. Și după ce te-ai văzut înscăunat și după ce te-ai văzut la Ierusalim, ai zis, nu mai vreau să pierd poziția asta. Oricine din Israel și-ar fi dorit să ajungă rege. Nu toată ziua ți se oferă postul ăsta. Nu toată ziua poți să ai acces la poziția asta. Ce să fac acum să n-o pierd? Și vine această idee demonică, spune, exclude-l pe Dumnezeu și fă-ți tu propriul altar. Fă-ți tu propriul altar. Fă-ți tu propria religie, fă-ți tu propria închinare, fă-ți tu proprii releguri după care să umbli tu și poporul tău. Și lasă-l pe Dumnezeu, că de fapt e bine că m-am folosit de Dumnezeu până aici. Și ce face Ieroboam? Aveau la Ierusalim templu, proaspăt zidit de Solomon, în care era frumusețea, în care era toată bogăția pe care a adunat-o David, aveau acolo altar, aveau toate regulile date de Dumnezeu pentru închinare. Și acest Ieroboam spune, numai, n-are rost să mai bateți drumul până la Ierusalim, vă fac eu templu.
Vă fac eu altar. Eu știu că voi și națiunea noastră este legată de închinare și nouă ne place în fiecare sabat să mergem să ne rugăm și bateți drumul din toate părțile Israelului ca să mergeți până la Ierusalim. Nu mai mergeți. Vă fac eu altar. Și Ieroboam, spune cuvântul Domnului, a zidit două altare, unul la Betel și unul la Dan. Și pe aceste altare a pus doi viței de aur și a spus: Izraele și Ieroboame, uite Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Uite Dumnezeul care te-a scos din anonimat. Uite Dumnezeul care te-a adus unde ești. Ăsta-s viței aceștia de aur. Și parcă să fie tabloul complet, spune Roboam: Știu regulile voastre. Știu că vă place totul să fie forma așa cum a gândit-o Dumnezeu în Ierusalim. Ce mai avem nevoie? Avem nevoie și de preoți. Și spune că tot el, Ieroboam, a rânduit acolo preoți. Și Ieroboam, versetul 31, a făcut o casă pe înălțime și a pus preoții luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. Și ăștia, nei ca nimeni. Legea Domnului era ca preoții să vină din seminția lui Aron. Ei aveau drept să fie preoți. A spus Ieroboam: vrea cineva din Israel să fie popă? De cum să nu se găsească? Și atunci ca și azi. Ce înseamnă asta? Înseamnă un pic de faimă? Înseamnă un pic de aplauze de la oameni? Înseamnă că îți dau cinstia pe care știu că toți visați la ea, dar Dumnezeu a lăsat doar pentru o anumită categorie? Stăm noi acum după Dumnezeu și regulile Lui? Care vreți să fiți preoți? Repede s-au găsit. Ce a făcut Ieroboam? Le-a construit altar, le-a pus un vițel de aur și le-a adus preoți. Și nimeni n-a fost împotrivă. Și mai face Ieroboam ceva. Ce mai este la Ierusalim și place poporului? E imposibil să nu avem închinare, să nu avem altar, să nu avem preoți și să nu avem sărbătoare. Versetul 32, tot Ieroboam a rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua a 15-a lunii, ca sărbătoarea care să prăznuiască în Iuda și a adus jertfe pe altar. Ce ziceți? Avem totul ca la Ierusalim. Da, noi Dumnezeu, noi nu avem treabă cu Dumnezeu. E altarul nostru, vițelul nostru, preoții noștri, sărbătoarea noastră, bucurie. Se poate și fără el, sigur că se poate. Se poate să punem pe altar și altceva, se poate. Are Dumnezeu ceva împotrivă? A spus Ieroboam, nimic. N-are Dumnezeu nimic. Important e să ai altar. Important e să ai preoți, să ai sărbătoare, să fie toate făcute o copie fidelă a Ierusalimului. Și ajungem la pasajul din această seară. În timp ce Ieroboam și-a făcut altar, și-a adunat preoți, și-a făcut sărbătoare, spune cuvântul Domnului, dar iată că un om al lui Dumnezeu, care a venit din Iuda la Betel, îl trimite Dumnezeu din cealaltă seminție, peste care Ieroboam nu domnea, ci omul acesta era sub domnia lui Roboam, deci venea din cealaltă împărăție. Dumnezeu vorbește unui tânăr, profet. Nu-i aflăm numele, Dumnezeu nu-i dă numele, un anonim, ca altă dată Ieroboam. Vine și spune, în timp ce Ieroboam, spune cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâiere. Oh, ce moment! Bă, dar nu a putut veni ăsta cu o oră înainte? Nu a putut veni după ce s-a terminat slujba? Bă, tocmai acum mă să-mi strice mie ritualul, închinarea. Acum eram în Duhul, era cu mâinile pe altar. Ieroboam. Și intră prorocul și începe să prorocească. Era obișnuit Ieroboam. Știa când vorbește Dumnezeu. Știa când este glasul lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu nu se pierde în detalii fără rost, ci Dumnezeu este concret în ceea ce spune. În timp ce el stătea pe propriul lui altar, cu mâinile acolo, să tămâieze slujba pe care trebuiau să o facă preoții, el stătea acolo că se simțea important.
Că atunci când îți faci propriul tău altar, de altfel poți să faci ce vrei pe el. În timp ce Ieroboam stătea acolo, spune că prorocul acesta a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, ce tragic! Să fii la închinare, să fii în fața unui altar și Dumnezeu să nu vorbească cu tine, ci să vorbească cu altarul. Găsim, dragii mei, în Scriptură, când Dumnezeu are de transmis un mesaj important pentru cineva, Dumnezeu strigă de două ori ca să se asigure că l-ai auzit. Îl găsim în cartea lui Samuel, când Dumnezeu îl cheamă pe Samuel în slujbă. Dumnezeu din cer a strigat: Samuele, Samuele. Când Dumnezeu l-a chemat pe Saul, pe drumul Damascului, spune cuvântul Domnului, Domnul Iisus din cer l-a strigat și a zis: Saule, Saule, am ceva important, de azi se schimbă viața ta. După strigarea lui Dumnezeu s-a schimbat viața lui Samuel, s-a schimbat viața lui Saul. De data aceasta Dumnezeu a avut un mesaj, nu pentru cel care era la închinare, ci pentru altar. Ce tragic! Și iată, spune cuvântul lui Dumnezeu prin vocea acestui profet, a strigat și a spus: altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu din casa lui David, numele lui va fi Iosia, el va înjunghia pe tine, pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde oseminte omenești. Greu mesajul acesta, direct și concret. Scurt, Dumnezeu nu face aluzii atunci când trimite un mesaj profetic, ci Dumnezeu îți spune clar ce te așteaptă sau care e mesajul lui. Ieroboam nu s-a întors. În timp ce ăsta profeția, el ținea de altarul lui, că doar el și-l-a construit. Stătea cu mâinile pe altar, nu-i plăcea ce spune. Oh, zice, ce face Dumnezeu? Îmi distruge religia, îmi distruge prioritățile, îmi distruge conceptul meu. Ce face Dumnezeu? Au fost și din oamenii lui acolo preoții, dar prorocul n-a vorbit cu oamenii, ci prorocul vorbea cu altarul. Și a spus: altarule, altarule, va veni ziua când toți cei care s-au băgat în slujbă, fără să fie chemați de Dumnezeu, vor arde pe altarele care și le-au construit. Ce tragedie, ce tragic. Asta, dragii mei, se întâmplă atunci când nu vei să pierzi ceea ce ți-a dat Dumnezeu. De ce a ajuns Ieroboam în starea aceasta? Pentru că ținea cu dinții și cu mâinile de poziția lui de rege și n-a vrut cineva să-l dea jos de acolo. Și a spus: de aici nici Dumnezeu nu mă mai dă jos. Oare? Iată că Dumnezeu, care altădată ți-a profețit și te-a pus rege, de data aceasta nici măcar nu mai vorbește cu tine, ci vorbește cu altarul. Pentru că a ajuns să ții de poziția asta și să nu te mai lași deslipit de ea. Ce face Ieroboam? Când a auzit împăratul cuvântul pe care rostise omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, ce te-ai fi așteptat? Doamne, m-a descoperit Dumnezeu. Știe Dumnezeu gândurile mele. Trebuie să mă pocăiesc. Nici de cum. Ieroboam spune că a întins mâna de pe altar, cu mâna a rămas pe altar și cealaltă mână a întins-o către proroc și a spus oamenilor: prindeți-l, arestați-l, să tacă. Știu că e drept, dar nu mai vreau să aud. Și cine are curaj să spună adevărul, trebuie oprit. Dom'le, dar Dumnezeu, uite, are milă de tine. Dumnezeu a spus în profeția aceasta că va nimici altarul, dar nu o să te nimicească pe tine, care ai nesocotit valoarea altarelui. Dumnezeu a zis că o să pedepsească pe cei pe care tu i-ai convins să fie preoți, dar nu a zis că te pedepsește pe tine. Tu n-ai atâta înțelepciune. Tu nu vezi cât de mult te iubește Dumnezeu. Te-a luat dintr-o familie de necunoscuți din Israel. Te-a făcut împărat peste noapte. Și acum tu vrei să-L excluzi pe Dumnezeu din toate astea, numai ca tu să nu-ți pierzi poziția de împărat. A întins mâna, spune cuvântul din seara aceasta, și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a mai putut să o întoarcă înapoi. Miracol! Ce înseamnă că i s-a paralizat mâna care a întins-o către proroc? Și a rămas cu mâna întinsă.
El nu mai putea să o coordoneze. O paralizie. Pe moment. Și spune că în acel moment s-a speriat. S-a speriat omul acesta. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului Dumnezeu: roagă-te Domnului Dumnezeul tău și cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Omului Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă mâna înapoi și s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Deci miracol. S-ar fi întâmplat asta astăzi, în zilele noastre. Se întâmplă cu careva dintre noștri așa ceva. Era purtat din țară până în Europa să mărturisească când Domnul l-a vindecat de paralizie pe loc. Miracol! Ieroboam a luat-o ca ceva obișnuit. E normal ca să pot să-mi trag mâna înapoi. Nu, nu-i normal. Dumnezeu a vrut să-ți transmită un mesaj. Nu mai arăta cu degetul către alții și nu-i opri pe cei care îți spun adevărul atunci când greșești. Că s-ar putea să rămâi cu mâna uscată. A, că Dumnezeu are milă și ascultă. De atât ce face Ieroboam. Spune acestui proroc tânăr, spune: roagă-te Dumnezeului tău să-mi pot trage mâna înapoi. De ce? Pe-ar fi culme acum eu să mă mai rog Dumnezeului acesta pe care l-am nesocotit și mi-am făcut propriul altar după propriile mele reguli. E așa de greu să-L mai rog pe Dumnezeu acum. Dragii mei, Dumnezeu are milă în povestea acestui om. Dumnezeu are milă și dă șansă să învețe din experiența aceasta că Dumnezeu are milă de el, că Dumnezeu n-a greșit atunci când l-a ales să fie împărat peste Israel, că Dumnezeu a știut că vor veni momentele acestea, pentru că atunci când Dumnezeu i-a profețit, i-a spus: ai grijă că tu o să ajungi mare și puternic, dar te rog să nu te abați, ci să rămâi și să umbli în căile mele și eu te voi binecuvânta. Știu că trăiești deja cu frica aceasta, că tu n-ai spiță de împărat, că tu n-ai o familie cu istoric și te tem că întotdeauna cineva îți va lua împărăția. Dar vreau să spun, îi spune Dumnezeu lui Ieroboam în capitolul 11, eu, Domnul, ți-am dat împărăția și nimeni nu ți-o poate lua. Nu te lăsa de mine. Nu te lăsa influențat de frică și de teamă că o să pierzi ceea ce eu îți dau. Niciodată. Cât timp eu te pun acolo, nimeni nu te dă jos. Ai înțeles? Dar și de nu umbli în căile mele, poți să faci ce vrei. Oricând poți să te dau jos de acolo. Se întâmplă experiența aceasta, mâna este vindecată. El poate iarăși să lucreze, este iarăși un om sănătos. Mi-am fi așteptat ca Ieroboam să învețe ceva din această experiență. Nu se întâmplă. Se întâmplă însă în decursul vremii. Se îmbolnăvește copilul lui și apare o problemă de sănătate în casa lui Ieroboam. Își iubea copilul și spune soției lui: de data aceasta eu nu pot să mă mai duc, eu nu pot să mă rog lui Dumnezeu. Și spune soției lui: îmbracă-te în niște haine care să ascundă identitatea ta, că toți ne cunosc în Israel. Toți știu că eu sunt rege și tu ești prima doamnă. Și toți știu că noi ne-am depărtat de Dumnezeu. Și toți știu că eu mi-am făcut propriul meu altar. Și toți știu că eu nu mai țin cont de legea lui Dumnezeu, ci eu țin de scaunul ăsta. Nu cumva cineva să mă dea jos de aici. Dar acum, faptul că copilul meu este bolnav, nu mă ajută faptul că sunt rege. Nu mă ajută nici altarul care mi l-am zidit. Nu mă ajută nici preoții care mi-am adus pe lângă mine. Acum am nevoie de Dumnezeul cel viu care mi-a vindecat mie mâna cu ceva timp în urmă. Și spune soției: îmbracă-te și du-te la prorocul Abia și întreabă pe Domnul. N-ar vrea să-l vindece. Merge soția lui îmbrăcată și deghizată. Și numai ce intră în casă, prorocul îi spune: ai venit aici, deghizată, tu crezi că eu, Domnul, nu te cunosc? Da, Doamne. Da, că am crezut că dacă mă schimb un pic la față, am crezut că dacă plec din țara asta, nu mă mai știe nimeni. Nici... Dumnezeu te știe, dragul meu, cine ești și ce faci. Ajunge acolo și spune femeia aceasta: copilul meu, copilul nostru este bolnav. Tu știi ce a făcut și cine este soțul meu. Și Dumnezeu de data aceasta nu mai vorbește în experiența acestei vieți cu omul acesta, cu Ieroboam, nu mai are aceeași dragoste, nu mai are aceeași răbdare ca și în fața altarului. Ci de data aceasta Dumnezeu spune așa în versetul 7 din capitolul 14: du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Te-am ridicat în mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel.
Am rupt împărăția din casa lui David, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată, și ți-am dat-o ție. Și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Și versetul 9. Acum Dumnezeu spune foarte clar lui Ieroboam, cine este? Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni și m-ai lepădat dinaintea ta. O, ce sentință! Nu mai citesc, dacă sunteți interesați de povestea lui Ieroboam, citiți mai departe să vedeți ce sentință dă Dumnezeu în viața unui om care îl scoate pe Dumnezeu din ecuația vieții lui după ce se vede cu saci în căruță. Dragii mei, în această seară aș vrea să și avem un pic de aplicație în viața noastră. Închei mesajul din această seară și aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Eu nu-l condamn așa de tare pe Ieroboam, pentru că ce a făcut Ieroboam cu ceva ani în urmă, diavolul m-a înșelat și pe mine. Provin dintr-o familie destul de săraci, părinții mei, veniți din zona Ardealului, tata și mama s-au străduit să avem măcar ce mânca și câte un rând de haine în vremea comunismului. Și am trăit destul de săraci, răvnind undeori la bunurile altora și la viața altora. Au trecut ani și am crescut și undeva pe la 18 ani, după ce am început să lucrez, deși am crescut în biserică, deja eram botezat, mergeam la cina Domnului în biserica Elim, cântam în cor, dar născut în mintea mea gândul acesta, că altă dată în mintea lui Ieroboam, eu nu mai vreau să fiu sărac, eu vreau să am bani, eu vreau să fiu apreciat de oameni, eu vreau să nu mai duc lipsă de nimic și vreau să-mi permit orice. Și am început să lucrez și am început să fac bani și am început să lucrez foarte mult pentru că am prins o perioadă bună în care se făceau mulți bani din construcții și lucram câte 14-16 ore pe zi, 18 ore. Țin minte că au fost, cred că, 2 săptămâni la un moment dat în care n-am văzut-o pe mama și n-am văzut pe tata. Plecam undeva dimineața la 6 și mă întorceam noaptea la 2-3. Cu mulți bani. Și în acea perioadă mi-am construit propriul meu altar după propriile mele valori. Deci veneam la biserică și duminica mă rugam. În timpul săptămânii aveam valorile mele pentru care luptam de dimineață până seara să am bani și să-mi permit orice. Și pentru vreme Dumnezeu m-a lăsat ca pe Ieroboam. Stai acolo și fă-ți-le. Dacă vrei să le faci fără mine, fă-ți-le! Până într-o zi când Dumnezeu, în dragostea Lui, mie mi-a vorbit și a spus, oprește-te, că eu pot să-ți dau tot ce vrei, dar nu-ți fă altarele tale și nu mă scoate pe mine de pe altar. În ziua când s-a îmbolnăvit tata, eu eram la lucru. Țin minte și câți bani am luat pe lucrarea aia și țin minte deja și planurile care mi le-am făcut cu banii aia. Și în ziua când m-a sunat o mătușă și a spus, știi că taică tu a paralizat și la spital? În momentul acela m-am trezit ca și Ieroboam lângă altar. Ce-ți trebuie? Ce vrei să câștigi dacă nu-L mai ai pe Dumnezeu? Până unde vrei să te duci și cât de mulțumit ești să ai totul, dar să nu-L mai ai pe Dumnezeu de partea ta? Pentru mine a fost un har că am avut putere și Dumnezeu m-a ajutat să-mi stric altarul acestor valori nesăbuite, să fiu cineva, să am ceva, să arăt la oameni că pot și că sunt. Și din acele zile mi-am cerut iertare lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu niciodată n-am să mai pun pe altarul vieții mele, a închinării mele, a priorităților mele. Eu nu mai vreau să pun pe nimeni și nimic, ci vreau să fii doar Tu. Mi s-au născut de atunci, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii. Și a spus, soție, iubesc așa de mult, dar niciodată nu o să fac din ei un idol de aur să mi-i pun pe altar. Și întotdeauna mă voi ruga lui Dumnezeu ca Domnul să mi-i binecuvinteze. Dar Dumnezeu rămâne pe altar.
De atunci Dumnezeu m-a binecuvântat și am avut firmă și oameni și un business puternic. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc, uneori mi-e prea mult, nu mai vreau. Pentru că simt uneori că mă sufocă și mi-e așa de greu să mă împart între toate astea și să vin la altar și să te simt pe tine și prezența ta. Nu mai vreau nimic, vreau doar să te văd pe tine pe altar. Că mai ieri eram un nei ca nimeni, când n-aveam nimic și umblam o săptămână sau o lună de zile, am mers la biserică cu aceiași pantaloni și n-am murit. Și azi, când mi-ai dat așa de multe, m-ai făcut rege, m-ai făcut împărat. Și n-aș vrea ca poziția să mi te scoată de pe altar. Seara aceasta, nu știu pentru cine a trebuit să am cuvântul acesta. Ai venit aici în oraș, poate de la sat, ai venit la școală, nu știu în care fază ești. Poate ești pe drumul promisiunii lui Dumnezeu. Să știi că dacă rămâi lângă Dumnezeu, Dumnezeu nu-i pare rău să te facă rege, să te pună împărat. Fie că ești dintr-o familie săracă, fie că ești un amărât, fie că ești un nei ca nimeni, Dumnezeu îți va da un viitor și o nădejde, spune cuvântul Domnului. Dumnezeu va face de tine un doctor, un profesor, o să vezi ce binecuvântări îți dă Dumnezeu. Dar să nu uiți când ajungi acolo, că ești acolo pentru că Dumnezeu te-a pus. Să nu uiți că stai acolo atâta timp cât vrea Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune gata, oricum te duci de acolo. Problema este să predai împărăția cu fruntea sus și să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu că El te-a pus și El aduce vremea când trebuie să pleci de acolo. În fața altarului Ieroboam a făcut greșeli fatale. Să nu-L judecăm așa de tare. Că uneori în viața noastră bunăstarea și poziția ne duce până acolo încât suntem în stare să-L schimbăm pe Dumnezeu și închinarea la El. Să nu ne pierdem banii, să nu ne pierdem faima, să nu ne pierdem jobul, să nu ne pierdem prietenii, să nu ne pierdem autoritatea, că ținem de ele. Toți ni le dorim. Și eu vreau, să nu credeți că m-am schimbat de data din anii trecuți. Și astăzi îmi doresc lucruri pe care nu le pot avea. Lupt pentru ele. Vreau să trăiesc mai bine. Vreau să muncesc mai puțin și să am mai mult. Toate astea încă le vreau. Vreau să fiu sănătos. Vreau toate aceste lucruri. Dar niciodată nu le-am mai pus înaintea lui Dumnezeu. Ce am spus, Doamne, atât o să am cât vrei Tu să am. Atât o să fac cât vrei Tu să fac. Și mâine, de nu mai vrei să am nimic, nu mă deranjează, că tot la altar vin. Să știi că eu tot la tine vin. Eu azi mă rog când sunt sănătos, dar deja îi spun lui Dumnezeu, ajută-mă să mă rog. Și atunci, când poate într-o vreme va pleca sănătatea de la mine, azi mă rog și mă închin Domnului în fața acestui altar, că am de toate și sunt binecuvântat, dar deja mă rog și spun, Doamne, ajută-mă să nu mă dezlipesc de altar. Și atunci când nu le mai am, la fel de bine. Și s-a văzut pandemia aceasta, cât de stăpâni și cât de serios suntem pe închinarea noastră și altarul nostru înaintea lui Dumnezeu. Și ce că nu mai venim la biserică? Și ce că nu mai putem să ne adunăm pentru o vreme? Dar unde ți-e altarul închinării? Era o femeie în Israel în vremea Domnului Iisus Hristos care revenea după templul acesta și după altarul închinării. De ani de zile ea n-a mai putut să-și ducă jertfă pentru că era din Samaria și ăștia erau considerați necurați. Ei n-aveau ce să intre în Israel, cu atât mai puțin ce să ajungă la templu. Femeia aceasta revenea să ajungă măcar la zilele de sărbătoare, să meargă la Ierusalim și să se roage și să-și aducă jertfă pe altar pentru păcatele ei. A ajuns în această necurăție a vieții ei și se întâlnește Domnul Iisus Hristos cu ea. Și femeia aceasta, când aude că este proroc și că are ceva legătură cu Dumnezeu și cu templu, îi spune, Învățătorule, spune, închinarea adevărată unde este? Noi ne gândeam să ne facem un altar aici în Samaria și să improvizăm ceva ca la Ierusalim, dar ni s-a părut că nu-i bine. Noi acolo la Ierusalim nu avem drept să mergem. Unde să mă închin lui Dumnezeu și să simt că Dumnezeu mă ascultă? Și Domnul Iisus Hristos spune,
Parafrazez cu mesajul din această seară. Dacă Ieroboam și-a făcut altar la Betel și-a mai făcut un altar la Dan și mai era și altarul la Ierusalim, nici nu mai știai unde să te închini și care e religia adevărată. Dar acum, spune Domnul Iisus Hristos, va veni vremea, dar a și venit, când închinătorii adevărat își fac altar în mintea lor. Înțeles, femeie? Tu nu mai trebuie să bați drumul la Ierusalim de vrei să te asculte Dumnezeu că stai în fața altarului, ci fă-ți altar în mintea ta. Și tu când închizi ochii și spui, Doamne, Tu ești cea mai mare valoare pe care eu am în viață, deja Dumnezeu vine acolo în fața altarului. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau în această după masă, din exemplul lui Ieroboam, spuneam, ni se pare paradoxal să ai așa de mari binecuvântări de la Dumnezeu, să te ia Dumnezeu dintr-un sat uitat din România, să vii în Timișoara și după 20 de ani să ai casă, să ai o stare bună, să faci casă la copii, să le ai toate acestea. Ți se pare așa de luat, eu știu, ușor? Ai venit în Timișoara și fără relații, Dumnezeu te-a ajutat și ai un serviciu așa de bun și ești așa de binecuvântat. Ți se pare așa de apucat? Nu ți se pare că viața ta și viața mea și viața multora dintre noi seamănă așa de mult cu viața lui Ieroboam? Mai ieri un nimeni și azi rege. Ce provocare să ții cu dinții de poziția pe care o ai și să renunți la Dumnezeu. Sau să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare zi și pentru fiecare moment în care ai adus viața noastră. Ne-ai binecuvântat cu copiii ăștia și sunt sănătoși. Ne-ai dat și o casă, avem și un serviciu bun. Doamne, n-ar vrea lucrurile astea vreodată să schimbe prioritățile mele în viață, ci altarul închinării înaintea Ta vreau să rămână curat și nu pun nimic din valorile astea pe el. Ar vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru că de provocările acestea avem parte fiecare, mai ales generația noastră, materialistă și consumeristă, în care parcă Dumnezeului viacul acestea înseamnă cât de mult ai și cât de bine o duci. Pe când, de fapt, pentru noi, după cuvântul Domnului, Dumnezeu a promis că în fiecare zi ne poartă de grijă și este cu noi. Haideți să ne închinăm.